Zombie Apocalypse. Hai, salutare, mai prieteni, și bine ați venit la un nou episod pe acest canal. Mai fraților, astăzi jucăm din nou Farming Simulator 20, pentru că am văzut că mulți dintre voi v-ați dorit să pun un nou episod. Și uitați că am venit cu un nou episod aici. Suntem aici cu New Holland-ul. Bineînțeles, este pe lucrător automat. Și adunăm aici soia. Adică soia bine, da. Cred că am zis bine. Sau stai să vedem noi aici că... Probabil, nu știu, cred că am încurcat. Dar e soia mă asta, da, zic bine. Și da, de data trecută nu am mai făcut mare chestie pentru că, da, nu am mai jucat în ultima vreme. Dar știți și voi că episodul trecut a fost cel special de ziua mea. Și da, s-au strâns foarte, foarte multe comentarii. Vă mulțumesc de suflet că mi-ați urat acolo la mulți ani. Și da, a fost un episod foarte special. Și da, știți voi că mi-am cumpărat acest căluț. Și da, nu știam cum se face, dar înainte să-l editez, adică după ce am închis clipul acela, am intrat aici în meniu, la Animals, și da, m-am uitat la căluț, am apăsat pe el și am văzut aici că scrie Ride, frate. Și ce mare health, 94%? Oh, hey. Deci, să-i aducem niște apă la căluț. Și da. Bun. Și l-am luat aici pe băiat. Am mers puțin cu el. Hai, băiete, ușor. Bă, dar îmi place foarte mult cum e animat calul, foarte fain. Îmi place extraordinar de mult. Și văd că are mai multe viteze, cum ar fi. Mai multe viteze că mașina. Nu, are mai multe din astea de mers. Și foarte șmecher. Bă, câteodată se vede așa nașpa pe video, dar nu știu de ce. Zici că merge în 2 FPS-uri, dar n-am treabă eu cu... În fine. Bun, și da. O să și sar. Bun, hai să-l ducem noi la locul lui. Să-i aducem niște apă. Să-i umplem rezervorul. Bă, de-aia curbele cam nașpa. Fac. Rim. Usturel. Hai mă, ce faci? Bun, și dăm aici. Bun. Hai să... Lăsăm remorca asta, dar nu știu unde. Să-i aducem niște apă la băiat aici. O să-i aduc imediat și o văz, dar nu știu cu ce. Cum pun cu remorca oare? O să văd și eu acum. O las și eu aici, că n-am unde. Bun. Mulți mi-au zis să-l dau pe mediu. Hai să-l dăm pe mediu, dar... Nu știu. Hai să-l schimbat sau... Bun, mediu. Nu știu, merge mai bine? Abar n-am. Bun, hai să mergem noi acasă să luăm, nu știu cum dăm mâncare lui acolo. O să iau remorca cu tot cu mâncare și o aduc aici să văd. Dar banii cum îi iau pe el? Trebuie să-l hrănesc 100% și tot să aibă 100%, nu? Care se vinde și iau bani mulți pe el? Așa nu cred că merge treaba. Bun.
Rocu ți-a zis să nu le vând unii dintre voi, mi-a zis să le las pentru că sunt buni. Deci e ok. Bun, hai să... Trebuie să cumpăr utilaj pentru tăiat iarbă. Unde e ăsta, combina lui? Uite-l acolo. Nu știu, mie mi se pare că merge mai nașpa pe mediu de obicei, am văzut. Nu știu de ce. Sau merge la fel? Abar n-am. Nu știu, câteodată am văzut că merge perfect, câteodată merge așa mai nașpa, nu știu ce se întâmplă, habar n-am, poate e de la crack, poate e de la telefon, nu știu ce se întâmplă, dar am văzut că merge câteodată aproape 60 de FPS, dar nu știu de ce, habar n-am ce se întâmplă, poate ați întâmplat și voi problema și să-mi spuneți și mie, dar na, nu contează, las o baltă așa, dar aștept sugestiile voastre, oricum nu contează, mai bine să aștept sugestii decât deloc, nu? Bun. Hai. M-am cam depărtat. Stai, mă, ăsta se duce la vale. Facem asta. Am observat că jocul ăsta se modărește mai roțile în mare parte. Poate puțin în carosie. Au ce fel de ăsta înapoi, nene, zici că rupe tot, tank. Facem roleplay aici. Gata, ai ajunge. Hai să mergem la căluțul nostru, să vedem. Mamă, ăsta-i. Stai că m-am blocat. Nu știu, azi chiar nu-mi place cum merge jocul pe video. Hai, mă. Dar, în fine, sper că vă place. Și da. Hai să mergem la căluțul nostru. Vedem ce face. O să-i dăm mâncare aici, să vedem cum. Cred că tot așa cu remorca, habar n-am cum. Aici ceaf, aici apă, soiabin să accept ischia, aici soiabin nu accept, nu știu ce. Ce fac eu mai aici cu soia, what? Doamne, cât de terminat sunt. Uite, să-i aduc o văz, frate, nu soia, what? Da. De asta este mai uităm noi dată. Animals. Page out. Hey. Și strău. Și strău. Așa. Fitness 5%. Clean. Lines. 7. Water. Da. Eu am venit cu soia, dar lui trebuie o văz. Ați mai văzut așa ceva? Da. N-ai ce să faci. Bun, hai să mergem înapoi acum.
Din câte știu, am pus o văz pe un teren, deci e bine. Dar nu înțeleg de ce au scos claxonul din jocul ăsta, pentru că, na, o și fel merge mașina aia. Știu că era în 18, dar aici l-au scos. Uite, aici e plin cu ovăz, frate. Parcă. Sau ce-am pus pe terenul ăsta? Nu aici. Aici. Bun. Ah, n-am pus. Păi nu știu ce-am făcut. A, eu aici am vrut să pun out, de ori am pus soia din... A, da, am înțeles acum. Bun. Acum are logică. Nu, că eu știam că am pus din ăsta, dar... Văzusem că... Nu mai era, dar nu înțeleg de ce. Acum m-am prins care a fost faza. Te-am mai zis că mă joc FS 18. Să dea băiatul aici. Bun. Hai să mergem să ducem apă la căluț. Măcar apă, dacă altceva n-avem până când se... Oricum, la jocul ăsta n-am ce să-i facă, merge așa câteodată, na. Uite, aici nu mai merge chiar așa. Nu știu, na. Oricum, jocul ăsta este el fain, dar părerea mea, nu știu, părerea voastră, părerea mea e prea mult pentru unele telefoane jocul ăsta. Nu știu, e prea complex la grafică și la astea, nu știu cum să zic. Nu prea e bine. Nu am apă. Am pus. Și am acta apare. E full? Da. 500 de litri de apă, adică jumătate de tonă. Așa. Și aici? Alt țarc? Nu înțeleg care e faza. Deci sunt două țarcuri. Când ai prea mult, se duc și acolo, probabil, nu? Sau acolo te antrenezi cu ei dacă vrei să alergi în real life, cum ar fi. Să faci ca în realitate roleplay, cum ar fi. Da. Da, mi se pare cam prea mult pentru telefoane. Nu toată lumea are bani și au un high-end, frate, zic și eu, chiar nu are. Uite. Nu are lumea bani și au un high-end, pentru că e foarte scump. Cine dă 60 de milioane pe un Samsung? Să fim serioși acum. Și mai ales cum sunt unii care mă urmăresc, probabil sunteți și mai mici de 10-9 ani, zic și eu. Poate părinții voștri nu își permit să vă cumpere așa ceva. Voi am mai slab și voi nu puteți să vă jucați. Am văzut că sunteți foarte dezamăgiți unii dintre voi. Că nu vă merge, că aveți J3, că aveți nu știu ce telefoane mai vechi și da,
Asta mi se pare cam nașpa. Înțeleg că cei de la Gen s-au hotărât să facă un joc ca ăsta, dar na, a fost cam mult, zic eu, pentru telefoanele slabe și pot zic eu, mi-am luat telefonul ăsta și e destul de puternic și tot vedeți că am câteodată drop frame-uri din astea. Dar da, cam ăsta a fost episodul de azi, sper că v-a plăcut. N-am făcut mari chestii, dar sper ca pe viitor să facem bani mulți. Trebuie neapărat să cumpăr chestii pentru iarbă, să o adun. O să pun aici, o să fertilizez aici terenul. Și da, cam asta a fost episodul, nu uitați să lăsați un like, să vă abonați, dați și un share, mă ajută foarte mult, să activați și clopoțelul. Aveți în descriere toate detaliile, Instagram, Facebook, Discord, toate chestiile acolo. Și bun, până data viitoare, v-am salutat, pa, pa!